Dragi telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea cu Dincă și invitații săi. Suntem împreună cu domnul doctor academician Adrian Toader Williams în cadrul Universității de Științe Agricole și Silvice din Cluj-Napoca, în Institutul Științile Vieții. Domnul academician, bine ați revenit în emisiunea noastră. Bine vă regăsesc, bună ziua telespectatorilor. Sunteți un om care toată viața, după câte am fost informat, după câte m-am informat, care ați căutat și căutați în continuare. De ce căutați? Și ce căutați? Înainte de a răspunde la această întrebare, în specialitatea dumneavoastră, undeva există bioeconomie. Ce înseamnă bioeconomie? La care întrebare să vă răspund prima dată? Haideți să vorbim cu bioeconomia. Nu, eu zic că de ce? Pentru că dacă vă spun, de ce caut? Umplem gol, suntem curioși, vrem să știm. Este specific minții umane. Eu, unul, sunt foarte curios. Sunt încă copil. Nu am lăsat, nu vreau să ucid copilul din mine. Întotdeauna sunt curios. Am o jucărie și trebuie să o desfac, să văd de ce merge. Și când nu mai merge, că am stricat-o, trebuie să o fac să funcționeze. Și încerc să o repar. Asta am făcut întotdeauna. Și tata a făcut așa. Aveam motocicletă și când nu mergea, repara la ea. Când mergea, o desfăcea să vadă ce a făcut de merge. Vă amintiți prima jucărie stricată? Un tramvai. Am primit un tramvai pe șenile și făcea zgomot, și am asociat acel zgomot cu ceva moară, cred că am auzit eu cândva o moară de făină cumva. Și am zis că dacă eu iau sare și pun în interiorul motorului, va ieși pe partea cealaltă făină. Și ce credeți că a ieșit? A ieșit un tramvai stricat, ruginit. Și am aflat că nu pot să fac așa ceva, făină din sare, da. Am stricat tramvai. Da. Deci a fost o fire curioasă de la începutul începutului. Da. Ce v-a adus mai târziu să faceți o cercetare științifică? Tot curiozitatea? Absolut. Și respectul față de mine însumi. Pentru că tu poți să faci cercetare sau ai impresia că faci cercetare, căutări cu toții, da? Și un pescar caută pește în baltă, nu? Sau un vânător în pădure caută vânatul, nu? Dar trebuie să știi și să cercetezi. Și atunci îți trebuie să deprinderi pe care le dobândești numai prin învățământul formal. Deci trebuie să mergi la o facultate, trebuie să faci ceva master, doctorate, eu știu, pas cu pas. Telespectatorii se uită la noi și probabil pun următoarea întrebare. Cercetare. Ce înseamnă cercetare? Se poate face cercetare științifică și alt fel de cercetare sau cercetarea poate fi numai științifică? Se poate face tot felul de cercetări. În primul rând, începem cu căutatul. Poți simplu să cauți o carte în bibliotecă sau să cauți anumite pietricele frumoase în apa râului. Și la un moment dat, în funcție de aptitudinea pe care o ai sau educația pe care o ai, la un moment dat faci o statistică și ajungi la concluzia că o culoare predomină printre pietricelele respective sau există o dimensiune medie care, de fapt, predomină printre pietricelele respective. Altul s-ar putea să zică, da, nu mi-am dat seama că marea majoritate a pietrelor într-un râu sunt în jur de 5-6 cm. Depinde și de râu, de viteza acestuia și de constituința solului.
Cercetare poate să facă oricine? Da. Este natura noastră umană. Dar depinde și de nivelul acesteia. Poți să fii doar cercetat și să mergi în pădure și să identifici plante, să identifici, eu știu, să arbori, să pui cortul, spui bancuri și te numești cercetaș. Pui o cravată la gât și te numești cercetaș. Dar poți să fii foarte simplu, fără să ai uniformă, fără cort, să ai un creion, ceva hârtie, un calculator, poate chiar și un program de statistică și să afle niște date interesante despre anumite sisteme și să corelezi cu alte sisteme și să-ți dai seama că, de fapt, acele dimensiuni, ce-or fi viteză sau intensități, sau, în fine, așa, se pot corela cu alte proprietăți fizice și la un moment dat te trezești că ai descoperit ceva. O interdependență. Că, de fapt, în cercetare cauți interdependența între fenomene sau între corpurile fizice sau energii sau corpuri fizice și energii. Sau, da. V-ați dat seama când ați trecut de la căutare la o cercetare științifică sau v-ați pomenit făcând cercetare științifică direct? Chiar nu mi-am dat seama. Pașii sunt așa de mici și apropiați între ei, încât nu prea poți să-ți dai seama că ai trecut de o anumită frontieră. Și nici nu știu unde sunt, pentru că învăț zilnic. Și întotdeauna sunt sigur că peste o lună, două, șase luni, o să mă uit înapoi și o să zic, dar cum am putut gândi prostia aceea? Stai așa. Și atunci te reglezi. Înveți din greșelile tale. De fapt, nu există greșeală, sunt experiențe. Greșeala cea mai mare a unui om este să-și ignore greșelile. Nu cumva aceste anumite greșeli sunt inerente într-o cercetare? Absolut. Absolut, sunt inerente. Omiți situații, treci pe lângă ele, nu le vezi. Poate să vină cineva din exterior, îi arăți, te lauzi, discuții și cineva care chiar ne-a avizat, vede un lucru pe care tu nu l-ai văzut și zici, wow! Asta este o treabă. Stai că n-am văzut-o pe asta, pentru că tu, fiind băgat în acea lume atât de aproape, chiar nu mai vezi dimensiunea lucrurilor. Mi-aduc aminte de o întâmplare. Mulți, mulți ani înainte, lucram tehnician la IRUC și eram în Constanța. Unul din clienți era portul Constanța. A trebuit să mă duc să repar un calculator pe o navă, pe un vapor. Nu găseam vaporul. Nu găseam vaporul. Întrebam pe unul, pe altul, unde este? Toată lumea mi-a indicat într-o direcție. Mergeam în acea direcție și nu ajungeam la destinație. Până când cineva m-a luat de mână, zice, mă, ăsta e atât de prost încât nu e în stare să ajungă la ușa aia. Zice, haideți că vă duc eu până la scară. Și mergeam și nu vedeam încă trobea. Nu identificam. Ca pe urmă să-mi dau seama că de fapt eu intram în navă. Care era misterul? Lucrurile sunt definite prin conturul lor, prin dimensiunea lor fizică. Am făcut mulți pași înainte ca eu pe urmă să văd vaporul, că era atât de lung și atât de înalt, că de fapt eu când mă uitam înainte vedeam un perete negru și nu vedeam nimic. Deci, când ești într-o situație foarte, foarte aproape, nu știi unde ești până nu-i vezi conturul și proprietățile fizice și, bineînțeles, că mai încolo deci proprietăți... Deci nu vedem pădurea din cauza copacilor, cam așa ceva. Aici e. Exact. Domnul doctor,
o nouă știință, după câte știu eu, bioeconomie. Știu că există și o școală doctorală care se ocupă cu bioeconomia în cadrul Academiei Române. Da. Cum ați ajuns la bioeconomie? Ce v-a făcut să vă ocupați de așa ceva? Și o să ajungem cumva și la o teză de doctorat cu bio și ce economie ne poate aduce studiul ăsta. Teza... La teza dumneavoastră de teza... doctorat. Da. Suntem entități vii. Și de multe ori nu ne vedem pe noi înșine și nu vedem nici ceea ce e viu în stânga, în dreapta. Tot căutăm altceva, altceva, altceva. Am, ca specie, am inventat această economie clasică, Adam Smith, prin anii 1700, și Wealth of the Nations, a introdus principiile economice care funcționează și în ziua de astăzi și să nu ne mirăm că nu mai funcționează. Pentru că este o artificialitate care nu invită decât la egoism, trădare, manipulare, furt, tot ce se poate numi negativ. Bioeconomia, în câteva cuvinte, putem identifica sau putem a descrie a fi economia naturală. Adevărat, cum o văd eu. În scrierile care se referă la bioeconomie, vă spun că nu prea regăsesc acest lucru. Eu actualmente lucrez la un tratat de bioeconomie și îmi permit să numesc tratat de bioeconomie, pentru că nu există un tratat de bioeconomie. Sunt lucrări foarte multe care bat în stânga, în dreapta, aducând, cum să zic, încercând să deslușească ce de fapt înseamnă sau ce este bioeconomia. Dar niciuna din lucrări până acum, câte am văzut până acum, nu m-au lămurit. Bioeconomia este economia naturii, unde nu există dobândă, unde nu există profit, dar există valoare adăugată. Prea mult în detaliu nu pot să intru, pentru că sunt în mijlocul lucrării și nu chiar vreau să trădez esența esenței. Vom discuta după ce va fi gata și bănuiesc că va fi gata într-un an, doi. Sunt destul de avansat cu lucrarea, numai că e foarte complex. Dar e simplu de înțeles. Odată ce o iei pas cu pas de la introducere și capitol cu capitol, la un moment dat se face lumina. De-adevăr, mai avem de așteptat, dragi spectatori. Sperăm că domnul academician ne va invita la lansarea acestui tratat. Veți fi invitat. Deci propunerea a fost făcută. Sunteți invitat. Propunerea a fost făcută, noi am acceptat-o. Despre teză pot intra un pic să discut, pentru că... Asta vreau să spun. E public, titlul tezei dumneavoastră și cercetarea pe care ați făcut-o a plecat tot de la bioeconomie sau de la un alt principiu? Haideți să spunem titlul tezei ca să știe telespectatorii despre ce discutăm. Da, sunt aspectele bioeconomice ale nutriției și alimentației. Sigur că a trebuit să folosesc un animaluț. M-am profilat, am ales să folosesc melcul. Este destul de interesant, mai ales că ne duce la origini și avem avem numerele, șirul de numere Fibonacci în cochilia melcului. Este un animal nu foarte evoluat și aici este iarăși un mare mister. De ce nu este evoluat? Probabil că nu are nevoie să evolueze. Probabil că este destul de evoluat, că nu prea mai are ce să evolueze, dar nu
am fost noi în stare să îl înțelegem foarte bine. Rolul lui în natură, extraordinar, chiar dacă ne distrugem zarzavaturile și îl numim a fi un dăunător, dar trebuie să vă aduc aminte că dăunător este numai ceea ce noi nu ne dorim. Precum o plantă, precum macul. Mergem de-a lungul șoselei, vedem un câmp plin de maci, ne oprim să facem poze. Vai ce minunate, dar proprietarul terenului, cel care a pus grâu acolo, chiar nu îi plac acei maci. Nu ne plac să le facem fotografii. Dar într-o cultură de mac, macul nu este o buruiană. Grâul ar fi buruiana. Deci o buruiană este planta nedorită. La fel, melcul este un animăluț nedorit atunci când încercăm să avem ceva varză și legume în, și atunci folosim helicide să-i distrugem. Sigur că sunt ferme de melci care îi cresc. În România s-a încercat creșterea melcului, a fost o nebunie, mai toate încercările au ieșuat, pentru că așa zi și fermieri, cei care au încercat să facă aceste culturi, ferme de melci, îmi permit să zic și culturi, nu aveau cunoștințele de bază. Și nu te poți apuca să construiești o casă dacă tu ai experiența de a pescui. Eu am văzut materialul pe care dumneavoastră l-ați prezentat la susținerea tezei. Susțineți acolo că melcul este variantă de hrană a umanității în o mașină viitor. De proteină. O numesc o mașină de proteină. Și după câte am văzut, mai aveți și alte studii referitor la hrana folosind melcii a cosmonauților sau a celor care vor coloniza alte planete. Da, doar ce am uitat. Da, așa e. Dar am propus la NASA proiectul ăsta. Ce ne puteți spune despre lucrul acesta? Cum adică să mâncăm melci? Și de ce să mâncăm melci? Melcii au capacitatea de a abilitatea de a produce proteină. Proteina este cea mai scumpă moleculă. Vorbesc din punct de vedere bioeconomic. Necesită foarte mult timp, foarte multă energie pentru a se forma. Sunt molecule imens de mari și sofisticate. Carbohidrații, CH-uri, sigur, zaharurile sunt foarte ușor de produs. Lipidele, grăsimile, da? Iarăși, sunt relativ ușor, cu toate că sunt molecule mult mai mari, dar sunt destul de simetrice și mult mai ușor de produs. Proteinele sunt ceva molecule un pic mai inteligente, pentru că conțin aminoacizi, care sunt de fapt, așa zis, de cărămizi, de în procesele enzimatice. Noi consumăm proteine în procesele enzimatice, proteinele sunt despărțite în aminoacizi esențiali, da? Și apoi acești aminoacizi sunt recombinați în proteinele necesare organismului pe care le absorb și le folosesc, da? Conform codului genetic specific organismului pe care le urmează să le folosească pentru a regenera celulele și pentru a se dezvolta. Deci este, proteinele sunt surse de materie primă pentru regenerarea și menținerea vieții. Foarte greu de obținut, de aceea dacă dați un pic atenție, o să observați că alimentele care sunt mai proteice, bogate în proteină, sunt mai scumpe. De ce? Pentru că sunt greu de obținut. Laptele este foarte bogat în proteină și rămâne a fi unul dintre cele mai ieftine și bogate surse de proteină. Numai că noi, ca oameni, nu prea ar trebui să consumăm lapte după o anumită vârstă, după 2-3 ani.
Sunt foarte multe persoane care au intoleranță la lapte, prin deficiență de la lactoză și... Care este diferența între carnea de melc și carnea de vită, de exemplu? Fiindcă o vită are câteva sute de kilograme și ca să fac câteva sute de kilograme am nevoie de zeci de mii de melci, probabil. De ce trebuie să folosesc o carne de melc și să nu mănânc carne de vită, care este mult mai simplu? Cantitatea de proteină produsă de melci. Eu raportez totul la suprafață. Să fie iertate dacă greșesc, o să dau niște cifre un pic ad hoc, pentru că nu am tabele în fața mea. Da, o vară. De la naștere până când este gata să producă... Nu e sacrificată? Până când ne dă lapte, trec minim 2 ani de întreținere. Pășune, curățenie, spațiu, muncă fizică, da? Deci resurse umane. Și abia după 2 ani, 2 ani jumate, 3 ani, începe să ne dea lapte. Da? Și pentru o perioadă de câțiva ani de lapte, după care eventual o putem și sacrifica dacă nu mai e bună. Da? E bătrână și nu mai produce și... Na. Așa. O vacă în medie ne dă undeva la vreo 5.000 de litri de lapte. Bine, acum avem Holstein care ne poate da 15-20.000, dar sunt foarte pretențioase din punct de vedere al sănătății, întreținere, veterinari, complicat. Dar Bălțata Românească, așa în general, avem undeva la 5.000 de litri pe an, da? În perioada de lactație. Această vacă are nevoie de undeva la 1,2-1,5 hectare de pășune. Uităm de furajare, pentru că furajarea implică alte suprafețe, lucrarea terenului, recoltat, transport, depozitat. Să ne imaginăm că avem pășune 20, doar pășune și atâta. Și nu mai avem nimic. Și, bine, ceva fân de pe alte ceva hectare. Dar este foarte bine cunoscut pentru o vacă, o unitate vită mare, da? Sunt necesare 15.000 de metri pătrați, respectiv 1,5 hectare. 15.000 de metri pătrați. Această vacă produce 5.000 de litri pe un hectar jumate pe an. Vedeți cum se fac calculele bioeconomice. Deci nici nu am discutat de lei, euro sau dolari, pentru că nu mă interesează. Cândva putem să și facem o echivalență în bani, dar banii sunt făcuți de noi, la tipografie și lucrurile se pot schimba de la an la altul, cum apăsăm pe butonul de la tipografie. De când nu putem apăsa niciun buton în ceea ce privește pășunea sau vaca. Avem 5.000 de litri pe un hectar jumate. Dacă vrem să vedem câți litri avem pe metru pătrat, e foarte simplu. Luăm 5.000, împărțim la 15.000 și aflăm că avem 0,33 ceva. Rapid. Avem 5 împărțit la 15, deci avem undeva la 12. Ce vreau să spun? Fiecare litru acum are undeva la 32 de grame de proteină. Și ajungem să aflăm câtă proteină avem pe metru pătrat de la pășunea respectivă. Proteina vine din lucernă, trifoi, golomăți, în fine, din furaj, dar nu numai. Vaca are și capacitatea de a sintetiza azotul anorganic, inorganic, din atmosferă, prin procesele enzimatice, în proteină. Și atunci obținem mai multă proteină de la vacă decât consumă. Și asta este unul din minunile lumii, care trebuie să îmbrățișăm și să zicem mulțumesc naturii că ne-a dat aceste bacterii sintetizatoare de azot în rumenul acestor bovine. Dar
Ne întoarcem la Melc. Melcii putem obține undeva la un kilogram de melc, de melci pe metru pătrat. Un kilogram de melci pe metru pătrat, după sacrificare, obținem, depinde de specie, da? Dacă avem Helix aspersa sau Helix pomatia, Helix pomatia fiind melcul nostru autohton, care nu este atât de eficient. Cochilia este foarte mare și se consumă numai piciorul. Pe când la Helix aspersa se consumă întregul conținut de... cu excepția cochiliei. Nu am cifrele exacte. Helix aspersa este mult mai eficient. Melcul are undeva la... depinde de specie și subspecie, undeva la între 12 și 16, chiar și 18% proteină, substanță uscată, după ce dăm la o parte. Făcând calculele, cantitatea de proteină pe metru pătrat obținută pe calea mercilor este mult mai ridicată de la o vacă decât obținut de la o vacă, în intermediul laptelui și mai târziu carnea. Dar trebuie să considerăm și efortul. Vacile trebuie plimbate, trebuie adăpate, trebuie duse la grajd, calcă iarba, o distrug, această pășune are nevoie de timp de regenerare, melcul nu calcă nimic, nu distruge nimic. Melcul are și capacitatea de a folosi celuloză. Dacă cumva știți, melcul, dacă nu are ce mânca, recurge chiar și la a mânca celuloză pură, hârtie. Perforează cartoanele, perforează hârtie. Conține enzimele capabile să sintetizeze azotul atmosferic, iar impactul, ce face și vaca. Ceea ce face și vaca, dar impactul ecologic este un impact pozitiv, pentru că transformă celuloza nedigerabilă, o transformă în proteină. Are acest potențial. Frunzele uscate, dacă nu are ce mânca, mănâncă și frunze uscate. Folosește calciul din pământ, în mod direct. Se hrănește cu pământ, cu microorganismele din pământ. Melcul. Nu numai cu plante. Deci, are un impact pozitiv. Folosește roua dimineții ca sursă de apă. Melcii nu trebuie să adăpați. Deci, melcul bea roua. Da. Da. Bine, în fermele intense, sigur, nu te poți baza pe roua, că depinde de temperaturi, depinde de vânturi, depinde de multe treburi. Sigur că poți stropi ca să fii sigur că și masa vegetală este destul de bogată ca să ai producție. Pentru că un melc, dacă nu are ce mânca, nu se dezvoltă corespunzător. Deci în culturile, în fermele de producție a melcilor intensive se pot obține foarte bine un kilogram pe metru pătrat. Și lași puietul acolo, intră în hibernare, ai grijă să nu înghețe peste iarnă, după care o iei de la capăt următorul an. Nu trebuie să ari, nu trebuie să semeni, se pot folosi plante. Eu asta am vrut să fac, să scot din... am studiat plantele perene. Și am determinat tătăneasa și hreanul ca fiind cele mai, având cel mai mare impact și cele mai bioeconomice. Dar cei care mănâncă hrean nu devin miuți? Nu. Fiindcă am văzut în expunerea dumneavoastră unde ei chiar caută hreanul să-l devoreze. Da. La fel și tătăneasa. Tătăneasa este cunoscută în cantități mari ca fiind toxică erbivorilor.
Mercului nu. În același timp, tătăneasa are niște țepi. Ei merg pe țepi și chiar devorează. Eu am determinat că, de fapt, ei se hrănesc în acești țepi care sunt foarte, foarte duri. Ei au această radulă care sunt, care pot măcina absolut, absolut orice. Foarte, foarte puternici. Și ei se hrănesc cu țepi. Deci de câte ori ar fi mai convenabil să creștem melci pentru proteină decât vite? Undeva la 6-8 ori. De 6-8 ori. Dar această hrană, folosind melcii, nu cumva depinde și de educația populației? Absolut, absolut. Dar, vedeți dumneavoastră, poți consuma melc, carne de melc, nu neapărat sub formă de carne de melc. Carnea de melc poate fi procesată și să extragem doar proteina. Se pot face prafuri care să suplimenteze, să zic, nutriția de zi cu zi, doar să adăugăm la produsele alimentare pe care suntem obișnuiți. Deci asta ar fi un pas. Nu are gust. Melcul are un gust, dar proteina în sine nu are poate fi folosit doar ca un aditiv. Ca un aditiv foarte sănătos. Proteina de melc este extraordinar de echilibrată din punct de vedere al aminoacizilor. Conține toți aminoacizii într-o proporție ideală pentru consumul uman. Și aici este. Și în funcție de unde au fost hrăniți, melcii preiau și din mineralele solului. Într-un sol bogat în seleniu, deci li se pot oferi și furaj bogat în prafuri bogate în seleniu organic, astfel melcii pot aduce în consumul, în nutriția umană, un aport ridicat de seleniu care este responsabil pentru sistemul imunitar. În prezentarea dumneavoastră a teza de doctorat, nu prea ați fost încântat de rezultatele care au fost obținute în țara noastră referitor la creșterea mercilor. Care ar fi cauzele? Sunt cauze economice? Sunt cauze umanitare? Sunt cauze de ce natură? Cei care s-au aventurat în creșterea mercilor, în primul rând, nu au cunoscut tehnologia creșterii mercilor foarte bine. Apoi, adaptabilitatea, n-au avut răbdare ca să adapteze melcul Helix aspersa la condițiile climatice ale României. Nu le-au asigurat condițiile de hibernare. Neavând aceste cunoștințe, sigur că s-au lovit de greu, fiind subfinanțați și o mai mare problemă, lipsind o piață de desfacere. Adică piața există, dar trebuie să știi să te și adresezi. Poți să ai cel mai bun produs sau să ai cele mai frumoase cunoștințe sau inițiative, dacă nu știi să le pui pe piață, să influențezi omul, să te afirmi, să participi la târguri, să le dovedești că tu existi și că existi bine, că ai ceva de oferit, nimeni nu știe să-ți bată la ușă. Tu trebuie să știi să deschizi uși. Românul, în general, acum, sigur că românul învață cum să facă acest lucru, dar nu au avut un plan de afaceri foarte bine pus la punct și au mers bazați pe promisiuni, mai ales din partea celor care le-au vândut Plasă, Helitex, specifică pentru întrădirea țarcurilor, pentru formarea țarcurilor, da? Pentru crescătorii, tabă zincată, semințe, promițând că preia marfa și treaba asta nu s-a întâmplat. Câteva sfaturi, poate cineva dintre telespectatorii noștri ar dori să facă o asemenea crescătorie. Ce trebuie să facă pentru început și când ajunge să-și vândă producția,
Unde, cum, în ce fel? Am înțeles, târguri. Avem târguri de mers la noi în țară? Nu, avem târguri de produse alimentare și, sigur, a fost chiar și la Expo Transilvania, la Agraria. Au fost sesiuni de degustare, au fost... dar trebuie să facă prezenți, trebuie să-și ofere produsul pe gratis la restaurante și trebuie să o ia foarte încet. Acum, noi suntem un popor cu anumite, vorbim de România, gusturi foarte, foarte specifice, mititei, da, cârnați. Foarte greu am îmbrățișat mâncarea chinezească, care este, îmi place foarte mult, restaurantul nostru chinezesc de aici, în Cluj, este foarte aglomerat întotdeauna. Au produse foarte bune. Dar românul obișnuit cu sarmale, cu mămăliga, cu... nu e nimic rău în asta. Și nu numai românul. Oricare popor să introduci ceva nou, necesită timp. Și trebuie să o oferi pe gratis. Deci trebuie să fii foarte bine finanțat, să-ți asumi anumite riscuri, să ai foarte multă răbdare. Știm că de mulți ani de zile țăranul român, fiindcă nu poate produce merg decât țăranul, fiindcă el are terenul, în primul rând. Da. Și trebuie un teren pentru așa ceva. El nu are bani. Cum poate el să producă ceva, să mai dea și pe gratis, că va veni cândva în viitor un beneficiu? Asta se poate face numai dacă, numai dacă, la nivel central, Ministerul Agriculturii înființează un astfel de program care este foarte, foarte răbdător. Specialiștii de la minister trebuie să înțeleagă procesul și să nu aibă pretenții foarte mari. Necesită foarte multă răbdare și sigur că trebuie finanțat, trebuie propulsat, trebuie... Altfel nu se poate. Altfel nu se poate. S-au încercat ceva programe să apară, dar cei care au fost în aceste programe știau să completeze fișe și hârtii. Nu știau despre creșterea mercilor. Domnul academician, ați umblat mult, ați participat la simpozioane, la congrese, ați ținut conferințe. Da. Se spune de către cei care ne conduc, este guvernanți, depinde de nivelul la care sunt ei, județean, național și așa mai departe, că avem o economie de piață și ei nu pot interveni în această economie. Lăsăm piața să hotărască. Cum va hotărâ piața în situația aceasta? Este bine să lăsăm numai piața să hotărască? Sau trebuie să și intervenim prin organele abilitate? Pot să vă răspund începând cu o întrebare? Vă rog. Ai un copil. Îl lași să hotărască sau îi arăți calea întâi și meniul? Și după aceea, după ce îi arăți elementele constitutive, da, ale meniului, pro-contra, riscurile, după aceea ajunge la nivelul de a hotărâ. Producătorul român este în fașe după ani de dictatură. S-a trezit deodată într-o lume liberă și nu știe ce să facă cu această libertate, cu democrația, cu tot procesul. Și tinde să se aruncă, să se arunce cu capul înainte și se lovește de ce e greu. Nu. Economie de piață, da. Dar piața trebuie educată. Precum și producătorul trebuie educat. Și acest proces este foarte, foarte îndelungat și necesită răbdare. Pentru că dacă luăm după economia de piață, vă spun un lucru. Ne oprim la mici, cotlet, la grătar, ceafă, cartofi prăjiți, mămăligă, brânză, sarmale, cârnați, da? Șorici, șuncă și cam asta. Ați folosit înainte un cuvânt, drag nou tuturor.
și special dumneavoastră care ați vrut să aveți libertate. Libertatea asta trebuie deplină sau trebuie să aibă și ea niște îngrădiri, niște garduri, niște opreliști pe undeva? Fiindcă vrem, vreau să fiu liber. Liber în ce? Liber cum? Cum o vedeți dumneavoastră care de mic copil ați vrut libertate și ați obținut-o? Când ați plecat dincolo, ați făcut orice v-a trecut prin cap? Trebuie să știi să înțelegi libertatea. Libertatea nu fi confundată cu libertinajul. Faceți o diferență, vă rog, fiindcă printre cei care ne urmăresc sunt și tineri, sunt și adolescenți. Și cred că lor ar trebui să le explicăm ce înțelegem prin libertate, ce înțelegem prin libertinism. Încep cu libertinismul, ca să-l dau la o parte. Libertinism. Faci ce vrei, când vrei, ce îți trezește prin cap, fără să te intereseze de impactul pe care îl are asupra celor din jurul tău. Poate are un impact pozitiv asupra fratelui tău, dar are un impact negativ asupra alorlalți. Poate că este o lipsă de respect în moment. Poate are un rezultat fatal. Pui piedică, faci o glumă, cade, se lovește, moare. Dintr-o glumă. Dau un exemplu extrem. Ești pe stradă, bei, treci pe roșu, tu scapi. Dar cineva a vrut să fie cu tine și a venit după tine, l-a lovit mașina. Acea persoană a vrut să te urmeze, să fie cu tine sau să fie tot așa de curajos, ca de victimă. Tu ai fost vinovat pentru că ai încălcat regula jocului. Un exemplu de libertinaj, faci ce vrei, când vrei, cum vrei, ca așa vrei tu, că asta e democrație pentru tine. Nu e așa. A fi liber înseamnă a avea un suflet liber, a avea un spirit liber, a te respecta pe tine însuți, a-ți respecta semenii, a avea pretenția de a fi respectat, a respecta drepturile omului, nu numai al tău, drepturile omului, incluzând cei din jurul tău. Pentru că tu dacă îți respecti drepturile tale și în acest proces deprivezi pe alții de același drept pe care tu ți-l asumi, nu mai este libertate. Se numește egoism. Răutate. Se numește a te considera buricul pământului. Centrul universului. Ești foarte important ca individ. Dar importanța ta este prin ceea ce faci în contextul social. Considerăm pe cei din jur. Nu poți să faci ce vrei, când vrei, cum vrei. Decât dacă servește pe alții și observi și obligațiile pe care le ai în aceste drepturi ale omului. Trebuie să-ți înțelegi sufletul, trebuie să înțelegi ce înseamnă inteligență, ce înseamnă minte, ce înseamnă divinitate, ce înseamnă valori, ce înseamnă echilibru. Și atunci vei ști cam de unde până unde, de unde să pornești și unde să te oprești. Cum zâmbă pe buze? Nu știu dacă am înțeles eu bine. Prin libertate înțeleg în primul rând a respecta pe cei din jurul meu și abia după aceea să mă gândesc la libertatea mea? Absolut. Pentru că tot ceea ce faci, nu faci numai pentru tine. Nu trăiești singur, nu ești singur. Tu ești rezultatul unei comuniuni. Soț, soție, ești rezultatul strămoșilor tăi și ai o responsabilitate ca ce tu ai preluat, nu numai genetic,
dar și ca valori intime, însămânțate în tine energetic, spiritual, moral, să le transmiți mai departe. Nu ești singur. Nu faci ce vrei. Faci ce trebuie. Și aici tu trebuie să știi ce trebuie. Și asta e datoria. Părinții. Părinții trebuie să educați. Una, două, te trezești că ești mamă, că ești tată dintr-un accident de joacă. Pe o bancă în parc sau te miri unde a plecat părinții de acasă. Educația sexuală nu există. Avem probleme. Părinții trebuie să educați ca să știe la rândul lor să-și Iar asta este un subiect tabu, domnul doctor. Educație sexuală. Tabu. Da. Nu e voie să vorbești despre așa ceva. Nu e voie. Nu e voie. De ce ar fi voie? Pentru că trebuie. Pentru că trebuie. Este... Cine interzice așa ceva? Biserica, probabil. Eu cred că dacă mergeți la mănăstiri și ascultați, mie mi s-a întâmplat. Am lăcrimat. Pentru că s-a potrivit tocmai cu ceea ce gândeam eu. Unul dintre cele mai mari păcate, mai mare păcat decât să faci copii fără căsătorie, este să aduci copiii în lume și să nu le oferi educație. Cea mai mare responsabilitate e să-ți crești copiii cu educație, nu doar să le dai să mănânce. Vă întrerup și vă rog să mă scuzați. Cred că nu mă înșel. În Finlanda, nu știu dacă Finlanda sau Norvegia, există o lege din 1736 care spune că nu vor avea drept să facă copii cei care nu știu să scrie și să citească. Excelentă ideea. Credeți că nu cunosc. 1736, cam așa. Finlanda? Finlanda sau Norvegia, nu mai rețin care din ele, există această lege. Voi căuta și vă mulțumesc, voi introduce în tratatul de bioeconomie, pentru că aceste aspecte sunt aspecte bioeconomice, pur bioeconomice. Fiindcă de aici pleacă educația, nu? Da. Avem nevoie de oameni. Și nu numai, și numai câte școală ai, ce fel de școală ai, că poți să ai 32, cât am eu, am 32 de ani de școală, dar asta nu înseamnă că le știu pe toate, tot află. A fi mai mult de pe și stradă, din biblioteci. Și din ce în ce ne dăm seama că știu mai puțin. Am teza mea de doctorat, așa am început cu o zică, cu cât descoper mai multe, cu atât aflu cât de multe... Nu știu. Nu știu. Este un adevăr. Asta nu ca să mă scuz, vezi, doamne, teza mea de 473 de pagini e incompletă, vă rog să mă scuzați. Sigur că mai am o vorbă și cred că și pe aceea am pus-o. Cea mai bună carte scrisă vreodată e cea neterminată. Pentru că un autor întotdeauna, după ce o publică, ar fi trebuit să facă așa, întotdeauna ești nemulțumit. Și asta este bine, să fii nemulțumit. Dar nici să nu exagerezi cu această nemulțumire. Fiindcă dacă ești prea nemulțumit, s-ar putea să nu mai termini nicio carte. Să nu mai termini nicio carte sau să fii atât de... să cazi într-o depresie incapabil, incomod altora și nu mai faci nimic niciodată. E, trebuie să facem și ne perfecționăm de la o zi la altă. Domnul academician, da. Ați căutat, cercetați, știu că aveți ceva cercetări și în domeniul dietei. Mai avem vreo 15-17 minute din emisiune. Ce ne puteți spune din cercetările pe care le-ați făcut la dietă? Fiindcă dieta este, după cum arătăm, după cum ne simțim, ce probleme de sănătate avem sau să nu avem, când e bine să facem o dietă, când deja problema este instalată sau înainte, nu știu, răspundeți dumneavoastră. Dieta trebuie să fie parte din stilul de viață. Nu există un moment când trebuie să începi și când trebuie să termini. Eu nu sunt de acord cu postul, de exemplu. Eu nu țin post. Eu am grijă de dietă. Bine, mai fac mici abuzuri, așa, pofte,
din când în când, o bucată de ciocolată, o amantină, ceva, dar sunt atent. Nu zilnic, nu așa. Dieta, dieta nu este numai, cum să zic, un termen pe care l-aș asocia cu nutriția, alimentația, ci și cu sportul. Dieta aș asocia și cu stilul de viață. În dieta aș include somnul. Vedeți, eu merg la sala de fitness și încerc să mă mențin într-o formă cât de cât plăcută, sănătoasă. Am zis plăcută pentru că prima impresie care o dai omului e cum arăți. După aceea, cât de sănătos ești, e o chestie interioară, numai tu știi dacă e sănătos sau ești așa. De multe ori nu știm noi, aflăm. Dar mă întreabă unii și alții ce pot face ca să... Eu zic, în primul rând, trebuie să dorm. Dacă nu dormi suficient și nu-ți respecti nopțile și stai pe, eu știu, pe Facebook, pe ceva, până la 3-4 dimineața și te culci la 4-5 dimineața și te scoli la 12, nu avea nicio așteptare. Mai ales dacă ai mai băut și ceva bere și ai mai mâncat și ceva pizza seara la culcare. Ai terminat-o. Deci trebuie, în primul rând, să dormi. Pentru că dacă nu te odihnești suficient, nici procesele metabolice nu funcționează ca lumea, oricât de disciplinat ai fi, ai avea o dietă alimentară. Apoi, dormi ca lumea, ai acele trei mese obligatorii cu ceva gustări între, puțin și des, iar seara încerci să fie cât mai mic către deloc, da, cu 3-4 ore înainte, bei apă în timpul zilei cât poți, ca să te poți hidrata, iar noaptea să nu fie nevoie să te scoli, să-ți deranjezi somnul ca să mergi. Referitor la băutul apei, sunt foarte multe variante. Să bem 2 litri pe zi, să bem 3 litri pe zi, să bem un anumit tip de apă, să nu bem un anumit tip de apă. Aveți o părere referitor la consumul apei și ce fel de apă ar trebui să bem? Părerea mea e că apa cea mai bună este apa de la robinet, care de obicei își are sursele din pământ, din râuri, din râuri subterane, fiind practic singura sursă de flor. Flor fiind extrem de important pentru igiena, sănătatea dentală, să zicem. Am citit foarte multe studii. Și nu gazoasă. Stai departe de apa gazoasă, creează tot felul de probleme, mai ales dacă când studii referitor la apa aceasta cu flori, în special am înțeles că în Statele Unite se folosește florurarea apei potabile, care se spune că ar fi chiar foarte toxică și chiar aduce la îmbolnăvirea organismului. Orice exces poate fi toxic. Florul este important, la fel și seleniu este extrem de important pentru sistemul imunitar, dar orice exces devine toxic. Seleniu, în cantități mari, este otrăvitor. Deci totul, deci sănătatea constă într-un echilibru. Și când vorbim de dietă, vorbeam de somn, vorbeam de o alimentație corespunzătoare și musai activități sportive. Nu exagerez ca să fii super musculos sau nu știu ce, pentru că vei avea probleme cu articulațiile, mai ales în timp, da? Le supra-soliciți. Nu te bați și îți dai că faci tu box, că tu faci sport, pentru că ai nenorocit pe altul sau altul te nenorocește pe tine. Îți rupe nasul, creează vulnerabilități, emoragii cerebrale, etc., etc., etc. Deci, echilibrul este secretul. Telespectatorii se uită la noi și întreabă pe când să fac sport, fiindcă plec la servici, vin acasă. Și n-am mâncat la timp și s-o obosit. N-aș putea eu introduce o mișcare în loc de a face. Prin sport se înțelege să merg pe un teren de sport, să merg la o sală, să merg undeva. Dar n-aș putea eu înlocui noțiunea de a face sport cu noțiunea de a face mișcare un anumit de interval de timp în ziua respectivă? Se poate, dacă nu poți și nu poți, sigur că se poate merge pe jos, la servici sau de la servici, mai renunți la un autobuz, îți cauți de lucru ca să mergi pe jos la cumpărături, la o plimbare în aer liber, dar asta înseamnă că
sunt puse în mișcare numai picioarele și, sigur, un pic abdomenul în timp ce mergi. Dar ce facem cu brațele și ce facem cu restul? E, sigur că acolo, doar ducând niște sacoșe sau niște geamantane în mână, nu este suficient. Asta înseamnă că nu strică să faci niște flotări, ceva, le poți face acasă, în sufragerie, le poți face... Încearcă să pui în mișcare tot corpul. Și apoi avem sâmbătă duminică, care dacă nu ieși la țară și nu îți găsești de lucru în grădină sau să zugrăvești casa și permanent tâmplărie sau ceva, mergi și joacă, eu știu, tenis, mergi la un fotbal, fă ceva. Dar se poate găsi timp, cum găsim timp pentru tot felul de alte prostii într-o zi, eu cred că se poate găsi timp să mergi să faci ceva exerciții. Vedeți o dietă specifică femeilor și o dietă specifică bărbaților? Diferența între bărbați și femei, în afară de greutatea medie corporală, aș putea menționa că femeile au nevoie numai de 0,7 grame de proteină pe kilogram corp, bărbații au nevoie de 0,8, vorbim de minim. Dacă faci sport, sigur că mergi la un gram, 1,2, hai, 2 grame de proteină pe zi, pe kilogram corp, dar excesul de proteină este o problemă, pentru că digerarea proteinei, proteina are și un aport caloric și excesul de proteină de multe ori duce la afecțiunea ale ficatului, rinichilor. Vedeți dumneavoastră, prin digerarea proteinelor obținem nitriți și nitrați, obținem un exces de amoniac și uree care trebuie eliminat. Și asta pune un stres asupra pielii și asupra rinichilor, da? Și asupra ficatului. Și să nu ne mirăm că cei care consumă exces de proteină, la un moment dat au mai multe coșuri, și mai ales dacă consumă și grăsimi, Avem probleme, că acestea trebuie să eliminate, știți? Știu că ați avut ceva studii referitoare la metalele grele. Ce puteți să ne spuneți despre aceste studii și care este efectul negativ asupra organismului uman? Sunt toxice, depinde de metal, de la plumb la cadmiu, au efecte toxice asupra creierului, asupra ficatului, pancreasului, în general sunt toxice în cantități mari, corpul are abilitatea de a le elimina, dar numai atâta poate. Deci ele se acumulează. Dar nu întotdeauna sunt zonele toxice, sunt... Deci eu am făcut niște experimente în zona Copșa Mică și am determinat că în zona Copșa Mică chiar poți să faci agricultură biologică, să zici, pe cum Dumnezeu mare, cum poți să faci așa ceva? Da, nu toate plantele absorb în aceeași măsură. Deci anumite plante absorb foarte mult, unele nu. Și tu dacă crești anumite plante într-o zonă cu un sol toxic, poți obține plante care nu conțin aceste metale grele și hrăni animale și animalele nu vor avea nicio problemă. E foarte interesant. Deci ele absorb metalele grele din sol, transformându-le și nu mai sunt... Nu le absorb. Sunt plante care nu absorb metale grele. Sunt unele care absorb foarte mult. Deci trebuie cunoscute care sunt. Exact. Și făcută cultura numai... Să o adaptezi la terenul respectiv. Măi, aici eu am exces de cadmiu, de plumb, folosesc acele plante care nu absorb și de acolo nu mai am nicio problemă. Iar cu timpul, în Copșa, acum nu mai avem această incidență de poluare cu cadmiu și plumb. Dar ea a rămas. Dar cu ploile se spală și merg. Dar totuși trebuie să fim atenți. Trebuie să fim atenți. De-a lungul șoselelor avem o problemă, pentru că emisia gazelor de eșapament conțin plumb, chiar dacă benzina este fără plumb, motorină și asta, și aerul în preajma căilor, da, în preajma șoselelor, este mai poluat.
Sigur că pășunile vor fi mai poluate, iar oile, caprele și ce avem în zona aceasta vor produce un lapte mai bogat. În zona Tulcea am descoperit lapte de capre care era mult mai toxic decât caprele care au pășunat la Copșa Mică. Foarte interesant. Dar șoseaua Constanța-Tulcea fiind extrem de circulată. Circulat. Eu vă mulțumesc pentru intervenția pe care ați avut-o în emisiunea noastră. Dragi telespectatori, ne vom întâlni cu domnul academician, unde ne va vorbi în continuare despre studiile pe care le-a făcut, despre experiența dumnealui și nu numai. Încă o dată vă mulțumesc și la revedere. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. La revedere!